Atunci când avem un abces dentar, înseamnă că avem o infecție la nivelul dintelui. De aceea este necesar să ne prezentăm la medicul stomatolog. În urma radiografiei și în urma consultației se pune diagnosticul și se stabilește care este planul de tratament. Atunci când avem abces dentar, putem să avem următoarele simptome. Durere, inflamație, disconfort general sau chiar febră. Tratamentul de canal se face într-o singură ședință, la microscop și odată ce este finalizat, nu vom mai avea probleme cu acest dinte. Când nu ne prezentăm la medicul stomatolog pentru un abces dentar, lucrurile se pot remedia acasă, de cele mai multe ori sub influența pastilelor, antibioticelor și antiinflamatoarelor, însă cauza nu va fi rezolvată. Cauza se rezolvă prin tratamentul de canal, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, riscăm chiar să facem o infecție mai mare și riscăm chiar pierderea dintelui.